Sara. Buonasera Chișinău! Bună, bună! Bună seara! Bună! La mulți ani, Moldova! La o parte, băieți! La o parte, la o parte! De fi doar vieți și eu! Încerc! Bună, Vasile! Capielul muncii lui Vălț. O secundă! Vreau să vă mulțumesc! Să sărătate frumoasă! Să eu acum ascult familiile voastre și fac o scrisoare de mulțumire și să vă invit și familie. Așa o întrebam, nu suntem drept? Nu știu. Bine, ei vin de la Bălți, au făcut un traseu de 160 km acolo și încă 160 înapoi. Cum vă pare frajul? Ei, bravo, bravo. Nu-i mult de mers. Bravo, băieți. Bine, am bravo, ora. Suntem disponibile. Vreau să vă întreb dacă știți cu ce ocazie au făcut acești pravi băieți traseu și ce aprecieri le dați. Сегодня праздник независимости, и по этому поводу был организован такое дело пробег в Бельце. Как они вам кажутся? Они молодцы, спортсмены. Здравствуйте, что хотите? Eu sunt bucuroasă, fiul meu a participat și eu sunt foarte bucuroasă și sunt mult între el. M-ați făcut griji cumva pentru el? Clar lucru că am avut griji, el s-a pornit, a plouat, a fost bine, le-a plăcut mult, mi-a telefonat, a spus că e bine. Am înțeles bine, mulțumesc tare mult, mulțumesc! Vreau să vă întreb cum a fost. Hai să mergem mai departe. Hai mai departe, dar nu mă întindeți prea departe. Cum a fost drumul? Cât de complicat a fost? A fost foarte complicat, dar noi am trecut printre toate greutățile și cu bine am ajuns în Chișinău. Suntem foarte bucuroși, obosiți și vrem acasă. Mândri de actul care l-ați făcut, ați felicitat Moldova într-un mod mai original. Da, ceva deosebit. A meritat. Am făcut cunoștință și cu noi prieteni. Deja o să mergem împreună și în alte deplasări, în alte curse și sperăm ca să fie de folos pentru alții, să iei exemplu. Cum îți spune? Igor mă numesc. Tu crezi că merită țara noastră atâta efort? Desigur, foarte corect. Merită. Deci, cum a fost drumul? Foarte greu și obositor. Ați crezut la vreun moment dat că cedați cumva, că nu mai aveți putere? Nu ne dăm bătuți. Mergem pe ploaie și pe vânt. Cum îți spuneți e? Mihail. Mulțumesc tare mult, Mihail. Da, hai să mergem mai departe. Băieți, vouă cum v-a părut? Drumul? Еще раз. Как вам казалось, дорога и все? Для меня, мне казалось, сложновато для меня. Главное, что выдержал этот пробег. Да. И как тебя зовут? Антон. Все, спасибо. Bine, dar vreau să vă întreb, de unde atâta curaj să sărbătoriți și să felicitați Republica Moldova de ziua independenței în modul ăsta?
так скормить я вспомнил Боровский, это у меня не ушло. Да? Ну, что вам сказать? Во-первых, я гражданин этой страны и, естественно, хотел внести свою лепту в общий праздник, и как бы необычно. Поэтому, так как я люблю спорт и, в частности, велосипед, поэтому решил этот праздник провести на колесах и отметить это велопробегом, и таким образом внести свой вклад в праздник этот. Вот и все. Кому-то интересно, допустим, за столом есть шашлыки, пить вино, а кому-то интересно крутить педали. Вот вся разница. Все зависит от людей. Да, как у вас фактически конкуренция человек до 16-18 лет? Форте бене, ничего проблем. Экспириенс понтяза. То есть, если что можно сказать, как бы я занимаюсь постоянно, и слава богу, выдержал очень даже хорошо, ничем не уступая молодым. До 54 года. А? У вас приятно. Александр. У вас есть Латарь, да, Александр. И вы просто смотрите, так, экспириенса de anul ăsta a fost suficientă sau data anul, la anul va alătura din nou? Desigur, mai încercăm și încă o dată la anul următor, pentru că a fost o încercare foarte bună de a sărbători independența, nu numai acasă, dar și în mai multe orașe, cum cu Michele. Eu vreau să vă întreb, și, da, cum îi spuneți ei? Artem. Da, vă mulțumesc tare mult. Vreau să vă întreb pe voi care a fost reacția oamenilor pe drum când v-au văzut toți așa grămadă. Ați primit ceva replici? Bine, pentru mine, de exemplu, e prima dată când particip la așa fel de curse pe roți. Mă bucur, în primul rând, că am făcut parte din echipă. Dacă să ne referim la întrebarea noastră, oamenii de obicei ne salutau, respectiv invers, pentru că noi salutam și ei reciproc ne răspundeau. Mai erau și unii din ăștia care, mă rog, știți cum, dar așa e. Am înțeles. Bine, cum vă mulțumesc? Sergiu Pădurean. Mulțumesc tare mult, Sergiu. Cam asta a fost. Я уже что говорить? Я обычно так как бы ничего не говорю. Нет, это наш конфликт. Велцы моим кололи. Вот бельцы там. Мы и пекали орхею ладел. Eu, în primul rând, vreau să vă spun bună seara! Și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost extraordinari la traseu. Așa cum v-am promis, noi, în fiecare an, avem o cupă. Anul trecut, cupa, ați văzut-o, este pe mașină. Este femeia cu două mâini ridicate și cu o făclie în mână. Anul acesta avem o cupă un pic mai frumoasă. Anul viitor va fi și mai mare. Eu încerc scuze, eu o leacă străgușă. Este cupa voastră. Vă felicit pentru ziua de independență a Republicii Moldova. Ura, ura, ura! Și vă felicit pentru faptul că ați rezistat două zile cu un traseu de 140 de kilometri Chișinău-Bălți. Vreau să mulțumesc primăriei Bălți, vreau să mulțumesc primarului Bălți, vreau să mulțumesc rectorul Academiei Alecu Rousseau din Bălți și vreau să mulțumesc poliției rutiere care a fost extraordinară și ne-a supravegheat metru în metru la traseul de 140 de kilometri. Felicitări încă o dată. Mulțumim. Eu vă ofer cadourile care vin imediat următor și multă sănătate și succes. Ne întâlnim la Velocora și ne întâlnim la Turul Chișinăului pe 14 octombrie. Așa. După părerea mea și părerea pe care am discutat-o pe traseu, la Casa Vinului, acolo unde am avut o primire extraordinară din partea doamnei Zina și domnul locul întâi, îl oferim pentru cel mai activ participant, care este Dragoș.
Dorin, Dorin, Dorin! Dorin, Dorin! Dorin, eu... Dorin este? Locul 2 îl oferim celui mai în vârstă participant la această cursă. Domnul Alexandru, 54 de ani, imediat! Felicitări! Și în Clubul Cicliștilor Amatori, locul 3 nu există. Deci, oferim medaliile și oferim trofeile așa cum ne-am înțeles. În primul rând vreau să te întreb cum a fost deosebire de anul trecut acest maraton. Mai bine, mai reușit, mai organizat? În primul rând vă zic bună seara. La mulți ani Republica Moldova, felicitări cu ziua independenței Republicii Moldova. Am făcut o acțiune frumoasă și anul acesta. Spre deosebire de anul trecut am mers la Comrat. Anul acesta am luat capitala de nord drept asalt pentru bicicliștii Republicii Moldova. A fost frumos, a fost bine organizat, am fost însoțiți ca și anul trecut de Poliția Rutieră. Le mulțumim foarte mult celor care au avut răbdarea cu noi la traseu și din Bălți, și din Telenești, și din Sângerei, și din Orhei, și cei care au fost până la Teatru de Operă și Balet. Le mulțumim foarte mult rectorului Alecu Rusu din Bălți, domnul Popa. Le mulțumesc foarte mult și primarului de Bălți, domnul Vasile. A fost greu, sincer vă zic, a fost greu, dar a fost un traseu care băieții l-au parcurs așa, cu o dispoziție foarte bună. Foarte multă lume ne-a salutat, foarte multă lume ne-a aplaudat pentru ceea ce facem și noi, asta ne dădea un entuziasm și mai mare și o energie și mai mare la acest traseu. Spune-mi, te rog frumos, dacă planifici și anul viitor să faci o altă ediție, faci o tradiție din acest eveniment? Da, este o tradiție. Noi chiar am discutat anul acesta acum, băieții, cum mergem și care va fi traseul. Este o idee și o propunere și cred că am să o accept, să mergem de la cel mai de nord punct la cel mai de sud punct 3 zile. Deci să fie 25, 26 și 27. Deci să fie 3 zile. Schimbăm un pic 26-27, deci noi organizăm de obicei de aceste zile. Anul acesta vom organiza și turul Chișinăului. Și anul acesta vom participa și la toate evenimentele organizate în Municipiul Chișinău pentru cicliști. Mulțumesc, are sănătate! Mulțumesc!